Piața Bălcescu a înverzit și a înflorit. Au fost plantate peste 5.000 de plante perene și peste 40 de arbori și arbuști. De asemenea, au fost amenajate trei covare verzi pe o suprafață de 900 metri pătrați și a fost instalat un sistem de irigare prin picurare, care să mențină și pe timp de secetă nivelul de umiditate al solului. Totodată, în această perioadă, primăria municipiului Timișoara are în vedere refacerea iluminatului arhitectural al Bisericii Romano-Catolice, pentru a pune în valoare cum se cuvine frumusețea acestui monument istoric.